Salut! Bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vă prezint stropirea care să o aplicăm acum la sfârșitul lunii iunie la legume, atât în solarii cât și în câmp deschis. Și o să vă prezint fungicidul Acrobat Meze, care este un fungicid care ne ajută foarte bine să prevenim și să combatem mana la legume. El merge în doză de 20 de grame la 10 litri de apă, asociat cu fungicidul Teldor, pentru a preveni și a combate putregaiul cenușiu al fructului, pata aceea care apare la codiță deasupra la tomate, de se strică fructul, în doză de 10 ml la 10 litri de apă, plus un insecticid acaricid, vă recomand Milbenoc sau Vertimec, Milbenoc în doză de 7,5 ml la 10 litri de apă. Deci toate aceste trei produse le amestecăm și stropim legumele și o să vedeți că o să le prevenim și o să combatem foarte bine atât bolile cât și dăunătorii. Vă mulțumesc, sper că a fost acest video de folos și o să vă prezint următorul tratament peste 14 zile. O zi frumoasă să aveți!